Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre perimetrul pătratului și perimetrul dreptunghiului, dar și despre apele curgătoare. Apele curgătoare sunt apele care curg la vale, în mod natural, și se varsă în alte ape curgătoare sau stătătoare. Tipuri de ape curgătoare. Pâraie, râuri sau fluvii. Pârâul este o apă curgătoare permanentă sau temporară, de mici dimensiuni, cu albie și traseu propriu. Râul este o apă curgătoare permanentă de dimensiuni mijlocii, cu albie, traseu și afluenți. Fluviul este cea mai mare apă curgătoare, cu numeroși afluenți, și care se varsă în lacuri, mări sau oceane, printr-un estuar sau o deltă. Haideți acum să discutăm despre Dunăre. Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa și izvorăște din munții Pădura Neagră. Trece prin 10 țări. Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și are afluenți din alte șapte țări. Trece de asemenea prin patru capitale, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Haideți să rezolvăm acum o problemă. În figura alăturată este prezentat un pompon format din două dreptunghiuri având fiecare lungimea de 9 metri și lățimea de 3 metri. Determinați perimetrul figurii ABC HGFED. Haideți să începem prin a evidenția figura ABC HG aceasta este figura. Și trebuie să aflăm perimetrul. Observăm că această figură este formată din cele două dreptunghiuri ABCD și dreptunghiul EFGH. Însă, avem această zonă de suprapunere pe care trebuie să o excludem atunci când determinăm perimetrul figurii ABCHGFED. De aceea vom spune că perimetrul lui AB CHGFED va fi egal cu perimetrul lui ABCD plus perimetrul lui FEFGH minus și trebuie să scădem această zonă de suprapunere. Practic, trebuie să scădem lungimea segmentului EH, însă, pentru că acea porțiune se regăsește în ambele dreptunghiuri, noi vom scădea de două ori lungimea lui EH. Haideți să vă mai explic încă o dată și să ne uităm cu atenție la figura mare. Avem ABC, HG, F, E și D. Figura este formată din cele două dreptunghiuri, însă, cum se poate observa, avem zona unde se întâlnesc cele două culori. Și atunci, pentru că acea zonă face parte din ambele dreptunghiuri, zona care corespunde segmentului EH, noi trebuie să scădem de două ori lungimea lui EH, pentru că trebuie să îl eliminăm de, din acea zonă, dacă noi vrem să aflăm perimetrul figurii pe care eu am colorat-o cu roz. Așa că haideți să vedem ce facem mai departe. Pentru perimetrul unui dreptunghi avem formula de două ori lungimea plus de două ori lățimea. Însă, pentru că ABCD și EFGH sunt figuri congruente, laturile au aceeași lungime, putem să spunem că vom avea de două ori perimetrul lui ABCD minus de două ori lungimea lui EH. Și vom avea 2 ori, deschidem o paranteză, doi ori lungimea care e de 9 metri, plus de două ori lățimea care e de 3 metri, minus 2 ori lungimea lui EH este de 3 metri pentru că este lățime în dreptunghiul EFGH. Și acum, haideți să vedem ce obținem. Vom avea 2 ori, 2 ori 9 este 18, apoi 2 ori 3 va fi 6 și 2 ori 3 este 6, și atunci vom obține, în paranteză, 18 metri plus 6 metri înseamnă 24 de metri, iar 24 de metri ori 2 vor fi 48 de metri minus 6 metri și atunci obținem că perimetrul figurii ABC, H, G, F, ED, este egal cu 42 de metri. Haideți să mergem mai departe la următoarea problemă. În apropiere de faleza Dunării din Galați se amenajează un parc în formă de pătrat cu latura de 150 de metri. În fiecare colț al parcului se plantează brazi Spațiul necesar plantării fiecărui brad este un dreptunghi cu lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru. Terenul se împrejmuiește cu un gard metalic ca în figura alăturată. Determinați lungimea gardului. Haideți să vedem cele mai importante lucruri. Avem un pătrat cu latura de 150 de metri, și aceste dreptunghiuri, unde avem brazii, unde avem lungimea de 2 metri și lățimea de 1 metru. Și acum, haideți să vedem cum determinăm lungimea gardului. Gardul este practic cel negru pe care îl vedeți. De aceea, lungimea sa ar fi formată din lungimile laturilor pătratului, însă ar trebui să decupăm segmentele acestea și totodată ar trebui să adăugăm ceea ce s-a construit în interiorul pătratului. Așa că oare ce se va întâmpla în momentul în care eu decupez această latură, dar o adaug pe aceasta, sau o decupez pe aceasta de 2 metri și o adaug pe aceasta. De fapt, nu se schimbă nimic, pentru că imaginați-vă, e ca și cum aș fi avut un pătrat și aș fi luat colțul de aici și l-aș fi împins în interior. De aceea putem să spunem că lungimea gardului este de fapt egală cu perimetrul acestui pătrat, perimetrul lui ABCD, așa că perimetrul lui ABCD este 4 ori lungimea unei laturi și vom avea 4 ori 150 de metri. De aceea, perimetrul acestui pătrat va fi de 600 de metri. În concluzie, lungimea gardului este de 600 de metri. Și în final, știați că în orașul Passau din Germania se întâlnesc trei cursuri de apă. Râurile In, Ilz și Fluviul Dunărea, care nu se amestecă între ele. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Un teren are forma unui dreptunghi cu lățimea de 0,1 km și lungimea de 2,3 hectometri. Determinați câți metri va avea gardul ce împrejmuiește terenul. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.